Bun. Deci ușa secretă e acolo în zona aceea unde găsim bilețeaua la cupon touch. Cărțile sunt doar cărți aparente, sunt doar fotoarele cărților. Exista o ușă, există și acum. Eu personal n-am văzut deschise niciodată. Știu că face legătura pe o scară cu dormitorul legal. Și aici era biblioteca Palatului Peleș. Cărți destul de variate, de la tactică militară, la istorie beletristică, în franceză, în germană, cred că și în engleză, dar fiindcă Maria locuind aici și fiind britanică ca origine, existau. Lucruri interesante în bibliotecă, cele două vitralii de la ferestre, cel din stânga reprezintă castelul de la Sigmaringen, unde se naște Carol I, și cel din dreapta castelul Hohenzollern, de asemenea una dintre ședințele foarte importante ale familiei regale în Germania. Mai o mică statuetă reprezentând-o pe Elisabeta Kosen. O să vedeți originalul în curtea castelului, este de vreo 20 de ori mai mare, cred, decât aia de acolo. Și de asemenea, pe masă mai găsim o cutie pentru păstrat scrisorile, pe care regina Elisabeta o pictează ea însăși. Și cu asta, cu prezentarea acestei cutii, facem cumva legătura cu ce urmează să vedem și despre ce urmează să vorbim în sala de muzică. Pentru că ăla e momentul, ăla e locul unde putem povesti un pic despre Carmen Silva, ca și de cultură înainte de a fi regină. În partea stângă o să vedeți noua sală de audiențe, mobilierul și tot lambriul care e pe perete e făcut de asemenea prin marcheterie, deci tipuri diferite de lemn și culori așezate și îmbinate una lângă alta. Bucata asta mare de mobilă din fapt eu am identificat-o ca o cutie muzicală. O să vedeți că are un tambur din ăla care se rotește. Da? Și după ce vă uitați la toate, vă aștept în dreapta în sala de muzică.